Direcția de Sănătate Publică Hunedoara a demarat procedura de accelerare a anchetelor epidemiologice privind răspândirea COVID-19 în județ. În acest sens, la sediul Inspectoratului Școlar Județean se realizează instruiri cu cadre medicale din unități de învățământ închise din cauza cazurilor de SARS-CoV-2 și preventiv cu medici și asistente de la școli care funcționează în prezent în regim normal. Am făcut acest demers implicând pe colegele de la asistență școlară și medicii de la școlară în efectuarea anchetelor epidemiologice. Volumul pozitivilor este tot mai mare pe zi ce trece. Nu avem o constantă. Cei implicați, colegii mei din cadrul DSP, ei acoperă într-un anumit procent acești pozitivi. Restul vor fi acoperiți de către asistenții școlari și de către medicii școlari pentru efectuarea acestor anchete. Până în momentul de față, avem implicați pe colegii de la școlile din Simeria, pentru că datorită hotărârii aceste școli sunt suspendate temporar, și colegii de la Brad, ca să acoperim aceste anchete. De ce? În această infecție COVID, fiecare zi, fiecare minut contează. Anchetele acestea trebuie făcute foarte repede pentru ca pozitivii să fie izolați și carantinații să fie carantinați, tocmai în ideea de a limita transmiterea acestui virus. Și de asta soluția cea mai bună, ca și oamenii noștri din cadrul școlilor să fie implicați în efectuarea acestor anchete care trebuie cunoștințe medicale. Acțiunea celor de la DSP se realizează în colaborare cu Prefectura Hunedoara, iar prefectul Călin Marian, prezent astăzi la o astfel de instruire, a apreciat implicarea cadrelor medicale în acțiunea de accelerare a anchetelor epidemiologice, mai ales că există o întârziere în procedura de colectare a datelor. Suntem puțin în urmă și datorită faptului că știți cum evoluează lucrurile de pe zi pe alta. Rugămintea mea este să ne dați o mână de ajutor, sunteți profesioniste, cu siguranță știți ce să vorbiți cu persoanele care sunt în starea de fapt care sunt. Și dacă reușim în câteva zile să ajungem la liman cu toate și să fim la zi, mă ajută și pe mine și pe colegii de la Direcția de Sănătate Publică să luăm cele mai bune decizii. Cred că în mâinile dumneavoastră, până la urmă, este și starea de fapt și dacă reușim să facem tot ce putem posibil pentru oamenii aceștia, eu vă rog din suflet să o facem. Pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara sunt afișate numerele de telefon funcționale non-stop și care pot fi apelate în caz de urgențe privind COVID-19.